Bună ziua și bine v-am regăsit în această instalare. Vom vedea ce urmează să se întâmple între voi și persoana iubită. Această etalare va putea fi folosită atât de către persoanele care se află în separare, dar și de către persoanele care sunt într-o relație. Atâta timp cât informațiile de la începutul acestei etalări rezonează cu dumneavoastră, atunci și restul de etalare va fi pentru voi. Este posibil ca unii să nu rezoneze 100%, este perfect normal, până la urmă este o etalare generală, așadar luați doar ceea ce vi se potrivește și lăsați ceea ce nu. De asemenea, țineți cont că dacă doriți o etalare personală unde toate informațiile sunt specifice către dumneavoastră, pentru dumneavoastră și pentru situația dumneavoastră, găsiți toate detaliile acestea în descriere. Și atunci, haideți să începem cu energia voastră, să vedem cine sunteți voi. Aceste întrebări sunt doar pentru a ne asigura că energia vi se potrivește și nu pentru altceva, da? Ok, bun. În primul rând, energia voastră este reprezentată de 5 de bâte. Aici voi puteți fi persoane destul de puternice, destul de luptătoare pentru cauzele în care cred. Nu sunteți o persoană care să stea și să accepte injustiția, nedreptatea. Sunteți întotdeauna pentru lupte corecte. Sunteți o persoană care spune ce are de zis în față, fără să se teamă de ce gândește o altă persoană. Doar că, totodată, sunteți și persoane care vă puteți frustra foarte tare când considerați că persoanele efectiv au răspuns în fața lor și parcă tot aleg să se saboteze singure. Pentru că voi sunteți persoanele care ziceți direct, bă, uite, asta este problema, asta te încurcă, asta te blochează, asta nu este bine în viața ta, fă ceva în sensul acesta. Și de foarte multe ori puteți vedea persoanele că deși voi le livrați aceste informații, le spuneți acest feedback direct, vedeți că tot asta fac și atunci voi aveți tendința să vă frustrați, puteți să fiți catalogați de alții ca fiind certăreți, dar voi nu vă certați cu ceilalți pentru că nu aveți ce face, voi vă certați cu ceilalți doar pentru că ceea ce fac ei de regulă nu este bine, voi sunteți persoane care puteți să fiți mai un pic mai răi de gură unii dintre voi, dar sunteți persoane cu un suflet bun și care până la urmă vreți să le fie bine tuturor, doar că metodele voastre s-ar putea să fie un pic cam prea directe pentru anumite persoane și nu întotdeauna sunteți apreciați la adevărata valoare, pentru că unii oameni preferă să fie cocoloșiți și drăgălășiți și să ia cineva cu ușurelul și să nu le zică adevărul ăla mai dur și mai brutal și așa mai departe, pe când voi sunteți exact persoanele care zic lucrurile astea direct în față. De asta aici consider că aveți mici probleme cu stabilirea de prietenii sau cu gradul de sinceritate pe care voi îl puteți avea cu prietenii, pentru că nu mi se pare că toată lumea va aprecia acest grad de sinceritate foarte, foarte ridicat. Care este energia persoanei voastre? Opt de pentagrame. Aveți de-a face cu o persoană care are tendința de a munci foarte mult. Această persoană voastră are tendința de a fi foarte determinată în țelurile sale, de a face tot ceea ce este nevoie pentru a și le atinge. Este o persoană care nu știe să renunțe chiar și în momentele în care cumva țelurile sale, dorințele sale nu au nicio garanție că se vor îndeplini. Această persoană are doar două posibilități, fie muncește mult, fie muncește foarte mult. Nu este o persoană care să țină cont de ceea ce are nevoie corpul său, felul său de a fi. Nu cred că această persoană reușește să se bucure de viață, cred că această persoană pur și simplu muncește toată viața și cam atât. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cartea voastră, voi sunteți practic reprezentați în fața unui ecran și cu un controller de joc video în mână, este posibil ca voi să fiți persoane mai relaxate sau cel puțin din punctul de vedere al persoanei voastre, pe voi să vă perceapă ca fiind persoane foarte relaxate, care mereu fac ce vor, când vor, cum vor și așa mai departe. Este posibil ca voi să aveți un loc de muncă, am pus din greșeală și mi-a apărut steaua, o să folosim și pe asta. Este posibil ca unii dintre voi să aveți un loc de muncă mai independent, să reușiți să vă faceți programul așa cum aveți voi nevoie, să faceți lucrurile când considerați voi că este momentul și atunci să vă jonglați timpul, să jonglați cu timpul exact așa cum doriți voi. Aici cu steaua este posibil ca o parte dintre voi să aibă o platformă de rețele de socializare unde să fie
urmărite de foarte multe persoane și această persoană să fie conștientă de acest lucru, dar pe de altă parte, această persoană consideră că voi nu neapărat munciți o muncă la fel de grea sau nu știu, ceva care să se poată compara cumva. Există o discrepanță de tipul a tipurile noastre de muncă cumva nu se pot compara din diferite aspecte, posibil munca acestei persoane să fie mai mult fizică, a voastră să fie mai mult intelectuală. Voi să munciți la birou, această persoană să muncească din picioare și să își folosească foarte mult mâinile. De asemenea, persoana voastră pare că este mai preocupată de tot ceea ce ține de condiția sa fizică decât voi. Voi sunteți persoane mai relaxate în acest sens. Nu simțiți nevoia să îndepliniți standardele societății, pe când această persoană se simte că trebuie să demonstreze că are, că se descurcă, că arată bine, că totul este așa cum trebuie și că își duce viața într-un ritm armonios. Dar atenție, asta nu înseamnă că persoana într-adevăr are un ritm armonios al vieții, ci doar vrea să arate chestia asta. Pentru că în viața acestei persoane se simte ca și cum au loc foarte multe dezechilibre, în această tendință de a părea totul echilibrat și până în punctul în care această persoană nu ține cont absolut deloc de sine. Și de aici începe problema. De aici începe, hai să zicem, o mini-criză în viața acestei persoane în care va trebui să decidă odată pentru totdeauna are de gând să continue tot așa și să piardă orice șansă de a reveni la normal cu viața sa, de a avea relații armonioase, de a avea o viață decentă, normală, sau are de gând să meargă în această direcție, să vină către voi, să aibă toate aceste lucruri, sau are de gând în continuare să exagereze, să facă lucrurile într-un mod nesănătos și să sufere în continuare. Problema este că pentru această persoană, dacă o recunoașteți până în acest punct, urmările pot fi chiar și de natura problemelor de sănătate. Și nu vreau să sperii pe nimeni și nu sunt aici ca să arunc cu vorbe în vânt, dar pur și simplu energia aici se simte că această persoană se epuizează extrem de mult, nu ține cont de corpul său și atunci inevitabil se ajunge la niște probleme de sănătate care ar putea fi încă evitate sau măcar ținute sub control în punctul ăsta, dar în schimb aș simți această persoană că mai mult are tendința de a exagera în continuare. O să vedem și ce spun cărțile în continuare, dar asta este energia pe care eu o resimt în acest moment. Bun. Ce vreau eu să vă spun este că pe cât vă gândiți voi la această persoană și această persoană se gândește la voi, dar nu cred că persoana voastră neapărat acționează în fel în sensul ăsta și chiar și așa, există ca un fel de înțelegere nevorbită între unii dintre voi, poate să existe și comunicare telepatică, în care există un consens, încă o dată, tot ceea ce spun aici este nespus, dar se simte și conștientizați asta, în care amândoi aveți atașament unul față de celălalt, amândoi sunteți interesați unul de celălalt, amândoi vă gândiți unul la celălalt, dar nu sunteți vocali, nu vă demonstrați foarte mult aceste lucruri. Este ca și cum există o temere de tipul, păi dacă ar fi să fim prea vulnerabili sau prea deschiși, fie cineva poate încerca să profite de vulnerabilitatea voastră și efectiv lucrurile să înceapă să iau o întorsătură mai neplăcută pentru ambele părți și atunci cumva fiecare evită să se deschidă față de celălalt. Bun, hai să văd care este situația dintre voi acum. Roata norocului. Am avut soarele care a vrut să iasă. 7 de cupe. 5 de pentagrame. Mi se pare interesant. De ce? Pentru că sunteți într-un punct al destinului în care orice se poate întâmpla. Nu este momentul de a lua decizii. Asta vă zic de acum. Nu este momentul de a judeca pripit. Nu este momentul de a lua o decizie acum o dată pentru totdeauna. Pentru că există foarte multe opțiuni, dar eu aici am senzația că voi nu sunteți conștienți sau conștiente de toate oportunitățile pe care voi le puteți avea în viața voastră și cu și fără această persoană. Nu este că știți doar care ar fi opțiunile cu această persoană sau care ar fi opțiunile doar fără această persoană. Nu. Aici sunt foarte multe oportunități pe care voi le aveți, dar cumva lecția voastră aici este să vă deschideți tuturor posibilităților ca să le puteți vedea în primul rând și ca să decideți ulterior
ce va trebui să alegeți, care să fie cel mai ok pentru voi. Cu pașul de pentagrame consider că aici este un element de visare și de dorință de a petrece timp împreună pe termen lung, atât pentru voi cât și pentru persoana voastră, dar nu mi se pare că aveți neapărat pași concreți făcuți în acest sens. Nu mi se pare că această persoană v-a spus de intenția sa de a rămâne pe termen lung în viața dumneavoastră, nu mi se pare că voi ați făcut pași neapărat în acest sens sau de oficializare a relației sau ceva de această natură, nu. Se simte ca și cum voi trăiți această conexiune moment cu moment, nu știți niciodată ceea ce urmează să se întâmple între voi, orice este posibil și așteptați să pice ceva din cer ca să vă dați seama cum să vă poziționați mai departe. De aceea zic, acum dacă faceți o decizie, riscați să fiți într-o ipostază în care voi nu sunteți bine sincronizați cu această persoană și atunci unul trage într-o parte și unul în cealaltă și atunci nu este absolut nimic. Este bine ca voi cu 3 de bâte la baza pachetului să aveți momentan răbdare și să vedeți încotro vă trage partenerul ca apoi să luați decizia. Deci voi când luați decizia trebuie să o luați fiind într-o stare receptivă față de el în sensul de a accepta că el va face primul pas, dar în ce direcție, momentan nu știu să vă zic. Haideți să vedem intenții, sentimente și acțiuni față de voi. Ce intenții are această persoană față de voi? Mă eliberez. Această persoană vrea să-și pună ordine în viața sa și să se elibereze de anumite conexiuni care nu-i sunt foarte favorabile. Asta poate să aibă de-a face pentru persoanele care sunt în situații de trio, chiar cu un soț, soție, se eliberează de un partener care a devenit toxic sau există varianta să se elibereze de persoane care să folosească această persoană, de exemplu, un loc de muncă toxic sau rude sau prieteni care cumva se folosesc de această persoană. Deci, practic, această persoană se eliberează de foarte multe influențe negative. Apoi, încă se consideră prizonieră a vieții proprii această persoană, încă se simte ca și cum ar avea niște obligații pe care trebuie să le îndeplinească și nu are ce să facă decât să le îndeplinească. Apoi, scuză-mă, sunt debusolat. Această persoană practic are intenția de a se elibera, de a scăpa de anumite lucruri care nu sunt favorabile, dar nu știe exact cum să procedeze înainte. Apoi la ce simte? Se simte vinovat pentru că această persoană, vedem cu această carte că vă cere iertare pentru felul în care acționează sau chiar nu acționează, astfel încât vă pune într-o ipostază în care nu știți ce să faceți efectiv. Există planuri de viitor cu voi pentru că vedeți această carte, scrie că pe de-o parte ar dori să aibă un copil sau să aibă măcar un proiect alături de voi. Aici este posibil ca această persoană să viseze chiar la avea o familie cu voi, dar cu toate că persoana asta nu spune, nu comunică, nu simt că această persoană spune că într-adevăr acolo ar fi idealul său, acolo ar fi intenția sa, pentru că pur și simplu sunt circumstanțele actuale care cumva împiedică această persoană să fie total deschisă cu voi dintr-un motiv sau altul, dar această persoană chiar are momente în care se gândește la acest lucru, pentru că șaptele de cupe este totuși o carte a tuturor posibilităților, care ne zice că sunt foarte multe posibilități, foarte multe oportunități, dar de care nu suntem foarte conștienți, exact cum ziceam mai devreme. Deci nu știți tot ce gândește această persoană, nu știți tot ce îi trece acestei persoane prin minte. Dar da, printre o multitudine de idei există și această idee de a avea o familie cu voi. Dar se simte ca și cum această persoană se lasă să fie o victimă a anumitor persoane sau circumstanțe din viața sa, din care parcă cumva e teamă să se elibereze, dar nu se știe de ce, dar lucrează în sensul ăsta. Asta nu înseamnă că voi trebuie să așteptați o viață întreagă după această persoană să se elibereze, ci mai degrabă să așteptați primul pas ca să vedeți încotro se îndreaptă și în funcție de asta să decideți. O altă carte de sentiment. Ce simte? Simte că este pregătit să înceapă ceva nou alături de voi. E posibil ca această persoană emoțională să fie pregătită pentru a avea o relație stabilă, dar circumstanțele externe să nu îi permită. Această persoană se teme foarte mult că vă va pierde din cauza situațiilor actuale. Se gândește la cum să facă, cum să împartă ambele tabere, cum să fie bine atât pentru voi cât și pentru el și cum să pună problema astfel încât voi să încercați să nu grăbiți lucrurile mai mult decât sunt deja. Este ca și cum el dacă ar putea sau ea dacă ar putea sau, mă rog, persoana asta ar face mâine toți pașii spre voi, dar este conștientă această persoană că nu poate. Și atunci
preferă să evite cu totul discuția decât să existe tot timpul întrebări, dar de ce nu faci asta, dar de ce nu faci nu știu ce, dar uite, cred că nu faci pentru că nu vrei și așa mai departe, doar pentru a evita astfel de discuții și să existe o tendință din aceasta de a vă pierde și de a vă certa inutil doar pentru că nu reușește să se miște în timp util. Și consideră că este sufletul vostru pereche, deci da, această persoană are sentimente puternice pentru voi, vă dorește în viața sa, fără dar și poate. Poate, dar problema este că de foarte multe ori, nu știu, pentru voi se simte ca și cum ar acționa pe dos. Și avem la baza pachetului nevoie de a reflecta. Deci, da, această persoană are nevoie de timp, are nevoie să se gândească, are nevoie să analizeze cum să se miște înainte, cum să progreseze, cum să facă niște pași suplimentari față de voi, astfel încât lucrurile între voi să fie așa cum ar trebui să fie. Pentru că eu asta nu simt că s-ar întâmpla în acest moment. De ce zic asta? Pentru că se simte ca și cum energia voastră este cumva lăsată în aer. Nu pot să zic că vă neapărat. Bine, am spus de la început că este o etalare și pentru cei separați și pentru cei într-o relație, dar este ca și cum. Nu știu, pentru cine s-ar va potrivi 100% etalarea asta, este o situație în care nu neapărat există un consens de separare sau de a rămâne împreună sau ceva de această natură, pur și simplu este deschidere de partea amândurora de a vă revedea, de a petrece timp împreună, dar nu consider că este o comunicare atât de bună, cel puțin în acest moment, între voi. Ce urmează să se întâmple între voi mai departe? Hai să vedem. Doi de bâte. Trei de cupe. Și șase de săbii. Aici este posibil ca unii dintre voi să vă treziți cu o vizită surpriză din partea acestei persoane. Și să vă întâlniți efectiv fizic, după care fiecare să-și vadă mai departe de treaba sa. Asta nu înseamnă neapărat o separare definitivă, ci că pur și simplu este o întâlnire, dar este o întâlnire scurtă, după care fiecare își vede în continuare de prioritățile sale. Pentru alții dintre voi, poate să fie pur și simplu faptul că voi veți avea o discuție destul de relaxată cu această persoană, în care o să spuneți, bă, uite, eu asta vreau de la viață, tu ești dispus să faci progrese sau nu? Iar în această discuție, consider că această persoană vă va explica foarte, foarte clar că în acest moment nu are posibilitatea de a face mai mult și o parte din voi pare că aveți alege să vă depărtați pe o perioadă mai lungă de această persoană, tocmai pentru că nu este capabilă să vă ofere aceste lucruri în timp util. Da? Deci, există doar două variante de acțiune. Acum voi știți în care ipostază vă încadrați dacă sunteți mai degrabă într-o situație care este efectiv în aer, dar nici nu aveți pretenția de discuție și să clarificați lucrurile, atunci pentru voi va fi întâlnirea. Dacă pentru voi considerați că lucrurile sunt mai stabile sau ar trebui să existe un progres și trebuie neapărat să purtați această discuție, atunci, din păcate, răspunsul acestei persoane este cumva negativ. Este ca și cum această persoană este dispusă să fie acolo pentru voi, este prezentă în viața voastră într-o oarecare măsură, dar până la o anumită limită și peste această limită nu-mi pare că vrea să treacă sau că va face eforturi semnificative sau cel puțin nu vor fi percepute de voi în perioada imediat apropiată, astfel încât pentru voi va fi mai ușor să vă îndepărtați și să vă vedeți în continuare de viața voastră. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Ne revedem curând. La revedere!